Hai, tordăi cu ciocanul. Ia, fii atent. Boom! Ce vorbești, mă, cât de mișto poate să fie. Informativ, înainte să începem, vreau să vă anunț faptul că în descriere v-am lăsat un link. Dacă vreți să vă jucați cele mai șmechere jocuri, intrați pe linkul respectiv. Salut, v-am găsit la un nou joc pe canal. De data asta ne vom juca Marvel Avengers. Este vorba despre jocul oficial Avengers cu eroii pe care vedeți în momentul de față pe ecran. Eu am văzut filmele Avengers și mi-au plăcut foarte mult, așa că am zis, mă, trebuie să-i dau o șansă. Este vorba despre varianta beta, deci nu este jocul full încă, dar avem ceva poveste, avem ceva gameplay și merită să vedem despre ce este vorba. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și hai să strângem peste 20.000 de like-uri la acest episod, dacă vreți să mai facem poate și alte episoade pe viitor. Poate când o să se lanseze jocul full, o să vedem. Idem aici play beta și hai să ne alegem noi, cred că o să-mi aleg eu pe normal. Normal este varianta clasică, așa, și hai să vedem despre ce este vorba cu povestea mai întâi. Ne dă și un pic de poveste. Nu știu dacă e foarte, foarte multă poveste în joc, dar, da. Deci, din ce am înțeles, se întâmpla un eveniment. Era ziua Avengerilor, puteai să te duci să-i întâlnești dacă îți doreai acest lucru. Îl avem pe Iron Man, Thor, Capitan America, Black Widow, asta cum îi spune Hulk. Sunt mult mai mulți decât atâția. Dar ăștia sunt cei mai importanți. Și ceva se întâmplă dintr-o dată. Nu știm ce și de ce. Thor și cu... și cu Iron Man se vor duce să verifice situația. Hai să vedem. Poți să te înscrii pe booster aici și poți să te joci cele mai de top jocuri pe cele mai slabe calculatoare, frate. Este absolut incredibil la ce tehnologie s-a ajuns. Pentru toate detaliile vă rog să vizitați linkul din descriere. Mai multe variante, țineți minte că toate astea sunt subscripții și se reînnoiesc automat și avem posibilitatea să plătim cu cardul, cu PayPal sau cu self-pay. Se poate observa, m-am jucat pe browserul Chrome și am dat detaliile la maxim, frate, și nu ai nevoie de un calculator bun. Te poți juca pe cel mai slab calculator pentru că tu practic te joci pe calculatoarele lor, dar te joci cu tastatura și cu mouse-ul tău. Neapărat trebuie să-l încercați. Dacă aveți un calculator slab, vă jucați cele mai noi jocuri, frate, la o calitate maximă. Dar bineînțeles, nici măcar nu ai nevoie de un calculator. Dacă ai un telefon mobil care poate rula browserul Chrome, te poți juca GTA 5 pe telefon sau orice alt joc. Intră în descriere, intră pe linkul respectiv și ce grafică miștoare. Deci uite cât de mișto arată. Pentru fanii Avengers, frate, eu cred că jocul ăsta e perfect. Ne jucăm. Deci o să ne jucăm în intro-ul jocului, ne vom juca cu toate caracterele astea pe care le-ați văzut acum. Pe rând, momentan o să ne jucăm cu Thor. Ok, hai să vedem despre ce este vorba. Deci ăștia atacau aici trebușoara. Nu ai atacat nimic, băieți, că a venit Thor. Mamă, i-a făcut praf pe toți. Băi, atât de puternic Thor. Când dă cu ciocanul ăla. Eu nu m-am mai jucat jocul ăsta până acum, deci nu știu exact. A, deci uite așa dai cu melee. Mă, cât de șmecher este să te joci așa, wow. Wow. Ceva de genul ăsta, le dai dodge. Dar cum mi-au ciocanul înapoi? Dă-mi ciocanul înapoi. Oooo, bum. A, păi cu ciocanul dai mai bine, mă, frate, decât cu... E altă viață cu ciocanul, ia. Ia ciocanul ăsta de aici, prinde-l. Băi, l-am lipit pe ăsta de mașină. Îți mulțumesc de ajutor. Vezi că mai sunt niște oameni care sunt blocați după baricadele astea. Ok. Hai să vedem. Hai, Thor, dă-i cu ciocanul. Ia, fii atent. Bum. Ce vorbești, mă, cât de mișto poate să fie. Deci jocul ăsta va fi și pe calculator, apropo, din ce am văzut. Jocul momentan este pe PlayStation 4, acolo mă joc eu varianta beta. Dar o să fie și pe calculator. Dar e ok și pe PS4 pentru că are varianta de performance. Deci vedeți că momentan jocul merge la 60 de frame-uri, se mișcă super, super bine. Chit că suntem pe PS4, nu are nicio importanță. Nice! Și acum ăștia trebuie să-i ajutăm, cred? Ești rănit? Ah, i s-a blocat piciorul, hai că-l ridicăm. Să-l ajutăm. Îți mulțumesc, Thor. Bun, hai să facem din nou șmecheria. Bă, dar ăștia trag cu ceva. Vedeți că nu trag cu gloanțe normale. Nu știu, au niște chestii ciudate cu care trag. Ce-or fi chestiile alea? Thor, îți mulțumim. Stați acolo că ajutorul vine. Bă, dai, îmi place la nebunie să mă joc cu ciocanul ăsta. Boom! Ia mă, ciocanul, vrei? Bă, nu, e vrea Caterinca. Cât de tare e jocul, nu cred. Frate, e prea de tot. Și te poți juca co-op jocul ăsta, apropo, cu prietenii tăi. De exemplu, tu să fii Thor, altcineva să fie Iron Man, altcineva să fie Hulk.
Ce zici, mă, că vine Iron Man acum să ne ajute? A, Heroic Ability pe L1. Wow. Mamă. Mamă, stai așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Rupe tot. Sunt curios când o să ne jucăm cu ceilalți, abia aștept să văd. Wow, stai așa că a venit unul. Mamă, au venit cu scuturile băieții. Ok, băieți, toți liniștiți. Bă, dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă butonul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Și să-mi scrieți în comentarii ce supererou ați vrea voi să fiți. Orice supererou din lume, scrieți-l în comentarii, sunt foarte curios să aflu. Unde jucăm cu Iron Man? R2 to shoot. Hai să vedem. Nice. Mamă, ce tare e, mă, frate. Chiar te simți ca eroi ăștia când te joci. Sincer vă zic. Nu știu, am impresia că dacă vrei să te joci beta, eu am primit joculețul de la cei ce-l fac, dar dacă vrei să accesezi beta, cred că trebuie să dai pre-order, dacă nu mă înșel, dar puteți afla mai multe pe site-ul lor, dacă o să căutați Marvel Avengers Game, ceva de genul ăsta. Da, e tare, n-am cuvinte, experiența e nice, super nice. Ok, trebuie să avem grijă pe aici să nu facem, oh my god. Grijulică. Stai acolo în cover. Hai, care vreți să trageți în mine? Ia, L2 to aim. Așa. Și de R1. Bă, frate, ce puternic e, nu cred. Hold to ascend. Aha, deci poți să și zbori dacă vrei la comandă. Jocul nu cred că e open world cum era Spider-Man, de exemplu, când am jucat Spider-Man, știți că vă puteți duce oriunde în oraș și să faceți ce vreți, însă nu cred că are neapărat nevoie, e pe misiuni mai mult, știi? Ia să vedem. Bine, pot să trag și așa, dar ia stai să cobor. Și bang și îi dăm o de asta, așa? Și... am rupt vreo 2. Pot să trag și cu chestia aia din mijloc. Ia de aici, băiatul meu. Nici n-apucă să mă nimerească, frate, că... Wow! Ok, nu m-a anunțat nimeni că o să aveți 7000 de turete. Băieți, ia stam așa. Că mă aterizez eu puțin aici. Și bang. Facem o de-asta așa. Bun. No, nu mai fă așa urât. Nu mai fă așa urât cu mine, că nu e bine. Și ia și tu dacă e. Frumos. Bun. Ma, cine mai vine, mă, frate? Nu știu de ce au atacat ăștia în primul rând, dar ei știu. Ok. Acum o să ne dea cu altcineva. Natasha e Black Widow. Cineva mișcă nava înainte să fie pregătită să zboare. Avem nevoie de backup. Negativ, nu putem să îți dăm backup. Recepționat. Tu te duci, Bruce. Ne jucăm cu Hulk. Mamă. Cred că o să rupă. Ia fiți atenți că se enervează. Și... să face mare. Boom! Apoi ăsta să vezi ce vă face ăsta. Vă liniștește, Hulk. Ia veniți, mă, băieți, aici. Ia că l-a luat în mână. Ce pot să-i fac? A, îl dau cu capul de pământ. Ok, îmi place. Pot să iau mașina asta? Pot să o arunc? El e forță brută, frate. Dacă vrei forță brută, adică efectiv să rupă tot în cale și să n-ai ce să-i faci. Bine, ai ce să-i faci tehnic vorbind, dar e super, super puternic. Îl iei pe Hulk. Cam așa ceva. Sorry. Și că el poate să sară destul de tare. Ok. Na, că s-a urcat pe tankul tău și l-a făcut praf. Hai că ai avut și tank, dacă e. Opa. Te poți urca, jump off the walls. Mamă, se poate urca pe pereți, bine, s-a urcat pe un fel de camion ceva. Ok, de aici sărim așa. Bă.
Băi, plin de acțiune jocul. Uitați-vă ce mișto e. Smash. Boom. Dacă nu i-am rupt, nu i-am rupt de tot. Să le mai dau și să... Am grijă să nu pic de aici, că poți să pic și să mori. Deci există această posibilitate. Însă aș prefera să nu. O, era să mă duc acolo foarte iurea. Dacă le-a dat pământul de sub picioare și i-a aruncat pe toți. Ia de aici, băiete. Salut. Hai să plecăm, hai să plecăm. Mamă, au distrus ăștia podul ăsta de tot. Bă, dar ați făcut voi podul ăsta sau sal? Ăsta nu cred că e podul vostru de acasă. Nu l-ați adus voi, a? Nu cred. Nu țin minte să fi scris că răufăcătorii au făcut acest pod, deci au voie să-l distrugă. Nici dacă l-ați fi făcut voi, n-ați fi avut dreptul să-l distrugeți acest pod. Da, deci... nu știu, trebuie să mai zic eu ceva. Cred că jocul ăsta vorbește de la sine, sincer. La cât de șmecherie. Nu știu că așa o să fie tot jocul. Asta e faza. Că s-ar putea să fie doar intro mișto și restul jocului să nu fie, dar n-am de unde să știu, că nu m-am jucat. Deci, până acum, nota 10. Până acum. Îmi place. To use thunder clap. Ia. Aha. Bă, asta dă din palme și face vânt tornadă. De izboară pe toți. Ce vorbești? Ce vorbești? Și dă-i. Aia-i. Acum luăm tancul. Pică din acolo, băi, băiete. Așa. Hai că ai ratat, băiatul meu. Dă-i. Aia-i. Frumos, Hulk, frumos. Oh, vine Black Widow, au venit toți. Invențiile tale sunt periculoase. Au fost făcute pentru oameni buni. Nu e timpul să vă certați. Cred că ceva ce a făcut Tony. Capitan, ce se întâmplă acolo? Nu sunt sigur, dar cred că reactorul, se întâmplă ceva cu el. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, ce se întâmplă? Mam, singurul care ar putea să facă chestia asta, Hulk. Capitane, nu prea te mai aud. Mă auzi? Wow, ăsta e înăuntru. Capitanul American, ne jucăm cu el. Băi, și pentru mine e ceva wow să mă joc jocul ăsta, pentru că sunt mare fan Avengers. Bine, mare fan, m-am uitat la filme, știi, nu cu alte chestii, dar îmi place, știi? Wow, cu ce mi-ai dat acolo? Flash. Flashbang. Air to block. O, e fan rău de tot să dai cu scutul ăsta. Dar știam că parcă puteai să-l nimerești mai mulți oameni deodată în film. Dacă nu mă înșel. Să văd dacă am vreo altă variantă. O, ăștia cu scuturile sunt un piculeț cam periculoși. Să-mi încarc scutul puțin și... La picior i-am dat ăsta, ai văzut? I s-a dus scutul de tot. Deci poți să le dai scutul să le pice. Ia de aici și tu, gata că ți-ajunge. Bă, cu ce trage mă ăsta de mă suflă? Ți-ai luat vânt la borcan. Reactorul nu este stabil. Ok, nu e în regulă ce se întâmplă. Se întâmplă ceva nasol. Ok. Extraordinar. O să mă întorc eu la tine. Nava asta nu mai rezistă foarte mult. Bă, ăștia ne strică nava, mă. Nu prea îmi convine chestia asta, că nu e nava voastră. Da, mă, deci abilitatea lui eroică se duce scutul dintr-un inamic în altul, știi? Asta ar fi. Brawler. Ia? Wow. Dacă mă auzi, convoiul care ceva letal. Vrea să-l detoneze în oraș. O să picăm. O bombă sonică. Oamenii vinovați care pur și simplu erau aici la convenția asta. Vă dați și voi seama, săracii. O bombă sonică? Glumești cu mine? Cream că sunt ilegale. Hai să vedem. Ce? A făcut ordine pe acolo. Bă, vine tamai camionul. A, cred că e bomba. E blindat? Oricât de blindat ar fi, mă gândesc că totuși la puterile lor n-ar trebui să facă față. Cine e ăsta, că nu știu. Taskmaster.
A activat detonatorul. Bă, nu știu ce face bomba asta, dar nu cred că face bine deloc, oricum ar fi. Dacă explodează bomba aia, ar putea distruge orice în cale, ca o bombă atomică sau ceva. Ce mai așteptăm? Ce mai a început deja? Hulk ține podul. Tony, cablurile. Oh-oh. Ne jucăm cu Black Widow acum. Îmi place. Hai să vedem. Păi e tare jocul, n-am ce să zic, e tare, cel puțin introducerea e tare. Nu știu cum o să fie mai departe, dar intro-ul ăsta, dacă ar fi așa tot jocul, ar fi wow. Ia, dai. Bine, nu o să jucăm, cum să zic, pe canal nu o să jucăm story-ul sau ceva. Dacă e să facem niște misiuni în videoclipuri, chestii de genul ăsta, poate mai facem, dacă o să vă că vă place. Dar story, că am zis că ar avea un story de la lung, de ore, multe. N-am să fac chestia asta. Dar ceva misiuni faine pe care poate zic că bă, misiunea asta e mișto și ar merita pusă pe canal, cred că am putea să facem. Dar mai întâi să văd răspunsul din partea voastră, văd like-urile și astea și așa pot să-mi dau și eu seama. Trește cu capul de... Ia asta de aici. Nu prea m-am jucat cu Black Widow. Mai mult s-a jucat jocul singur. Ok, uite acum mă joc. Double tap. Ok, to evade. Și trage cu pistoalele. Hopa, băiatu. E foarte rapidă. Unele mi le poate bloca, dar... Oho. Iarăși ne plimbăm cu rachetele tale. Păi tot cu capul de pământ. Ok. Acum ce? Are detonatorul. Dăm detonatorul chiar în acest moment. Ok, să vedem ce știe să facă ăsta. Acum ne batem unul lângă altul. Nu știu ce putere are ea. Target lock. Ok, i-am dat lock ca să pot să mă uit să văd exact ce face. Ok, fața cu scutul e aiurea. Poate să-mi blocheze loviturile cu scutul. Opa. Aș vrea să-i dau direct în căpățână. Fugi. Dacă îi nimeresc căpățâna e perfect. Dacă i-aș nimeri eu, da. To activate Veil of Shadows. Ok, hai să vedem. Ce știe să facă? Mamă, s-a făcut invizibilă. Nu știe unde suntem. Nice. Asta nu știam că putea să se facă invizibilă. Chiar nu știam. Mamă, ce l-a fix, l-a prins acolo. Ok. Sper că se poate dezactiva. S-a dezactivat deja. Crezi că ai câștigat? Despre ce vorbești? Uită-te peste tot. Lumea o să-și aducă aminte de ziua de azi. Ziua în care eroii nu au reușit să-i salveze. A făcut distrugere destul de mare, dar totuși zic că am reușit, adică... Ce se întâmplă aici? Orașul se distruge. What? Ne-au fraierit. Steve, ne auzi? Pleacă de acolo urgent. Cine-i fata asta? Se duce să-l ia. Wow. Mamă. Nu. Capitanul America a murit? Era pe navă. Nu cred că a reușit să scape. Și cam atât a fost cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Destul de interesant joculețul. Am vrut să facem așa o prezentare. Să vă arăt cum este jocul. Poate vreți să vi-l luați și voi când o să lanseze. Poate vreți să vă luați beta. Deși nu știu exact cum se face chestia asta. Cred că cu precomenzi, dar nu știu sigur. Puteți să căutați voi. Eu personal pot să spun că este un joc foarte tare. Pe partea de story, în modul normal, nu am să stau să fac episoade pentru că este iarăși un story de la foarte, foarte lung. Dar dacă mi se pare mie o misiune mai interesantă sau ceva mai mișto, poate jucăm și un co-op, poate să mai facem și alte episoade. Bun, ne auzim data viitoare, pa, pa!